Consiliul de Administrare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința de vineri, 25 septembrie, reducerea prețului reglementat pentru energie electrică furnizată de societate pe acțiune Energocom. Furnizorul central de energie electrică cu 15 bani fără TVA, urmarea unui surplus tarifar ce va fi restituit sectorului electroenergetic. Societatea pe acțiune Energocom a prezentat în adresa Andrei materialele de aprobare a prețului reglementat pentru energie electrică distribuită de furnizorul central pentru anul 2020, solicitând mărimea prețului de 1 leu și 20 de bani pentru 1 kWh, cu 15 bani mai puțin față de prețul în vigoare. Președintele Societății pe Acțiune Energocom, Adrian Pritul, a solicitat Consiliului de Administrare al ANRE ca decizia să intre în vigoare din data de 1 octombrie, însă reprezentanții agenției au precizat că hotărârea va intra în vigoare la data publicării în monitorul oficial, care ar urma cel mai probabil să fie vineri 2 octombrie. Amintim că la sfârșitul lunii iulie curent, ANRE a aprobat ca energie electrică livrată consumatorilor casnici să se ieftinească cu peste 11%. La